Proiectul pentru introducerea transportului de persoane pe raza orașului Năvodar pe 4 rute a fost aprobat zilele trecute de Consiliul Local. Anunțul a fost făcut de primarul Florin Chelaru. Acum urmează procedura de licitație pentru desemnarea companiei care va deservi transportul public de persoane în Năvodari. Mai multe detalii despre cele 4 trasee găsiți pe site-ul Litoral TV și pe pagina noastră de Facebook.